Ok, Sergiu, și cam asta s-a întâmplat. Ok, dar spune-l lui Bogdan secretul nostru. Bine. Bogdan, trebuie să spunem ceva. Spune. Înainte. Deci, pe Sergiu, de fapt, nu-l cheamă Sergiu. E porecla lui, pentru că se tot uite la unul Sergiu pe YouTube. Și tot post de el și chestii de-astea. Ok. Și? Și ce? Ah. Și a fost păreclit Sergiu, pentru că pe el de fapt îl chema Gogu, e ăla, de mă duceam eu la barcă împreună cu Andrei. Păi, asta știam și eu. Știai? A, ți-a zis Andrei. Bine, e cam seara afară, hai să mergem. Și parcă mi-a spus și Gogu ăla. În fine, Sergiu. Așa e lucrul, nu? Haide. Hai să o luăm pe aici. Hai că iau pe aici printre blocuri. Uite că-ți văd mașină. What? De ce sunt urme de mașină pe aici? What? Bă, ai intrat unul cu mașina în tine. Ia uite. Pe bune? Da, uite mă, ți-a întoit portbagajul și ți-a spart farurile. Și și dată de la mașină, cum îi zice, capacul. Bă, chiar. Bă, mai întâi curtea mea, acum mașina ta. Doile te bat. Bă, hai mă. Bă, eu știu ce fac? Bă, vezi mă dacă mai pornește, mă. Bă, mi s-a spus fău. Pune-l mă înapoi. Bă, mă duc să văd dacă mai pornește mașina. Trum, trum, mai pornește, mă. Bă, măcar asta e bine, măcar mai pornește. Bă, uite-te puțin la farul, cum sunt. Nu erau mai așa, tu el le-ai întors. Bă, nu, chiar așa erau. Bă, nu contează. Hai, spune Bogdan, tu l-ai întors pentru că îi supăra pe Dorel? Mă, am uitat să-i cer lui Gogu mâncare, că n-avem. Nu avem ușă, la baie. What? Ok, hai să mergem la alt apartament. Nu, lasă-mă. Mă, eu mă duc la... Bă, eu mă duc să duc mașina în parcarea subterană. Poate și acolo se întâmplă ceva. E, se întâmplă, lasă-mă, măcar acolo e mai în siguranță. Gata. Am lăsat mașina în parcarea subterană. Nu, parcă tocmai bine, dar mă rog, parcarea asta e super mică, pentru că în orașul ăsta mașinile sunt mici. Haide. Hai, unde e? Bă, unde e blocul? Ce bloc? A, e aici blocul. Haide. Haide înăuntru și, de fapt, stai mă, mai vrei să mergem mai întâi pe la Gogu? Bă, am primit o prostie aici, o pun pe jos. Bă, mă duc până, stai, da, la Gogu. Bă, Gogu are mașină de când? Dar poate nu e la Gogu. Bine, Gogu! Da, ce vreți? Ne dai și nouă un chest și mâncare, pentru că nu avem și nici bani. Da. Uite ce mâncare are Gogu aici. Nu o luăm pe toată. Bă, nu o luăm pe toată. Ia și tu ceva și gata. Tata. Haide. Avem destul și poți să-i dai lui Gogu înapoi haina? Da. Ia, Gogu. Gata, haide. Mulțumim, Gogu. Cu plăcere. Pa. Bă, Gogu, dar tu nu-ți închizi și tu ușa? Hai să plecăm de aici, de la Gogu. Hai să mergem. Da, nu vrei să ne mutăm din locul ăsta? Nu mă lasă. Bine. Dar oricum, dar un singur lucru nu-mi place. Ce? E de asta pe aici, acum îi zice, sunt urme de mașină. Mă bucur că măcar avem la primul etaj. Hai să pun chestul aici și hai să mâncăm ceva, că mi-e foame. Ce
că am mâncat de scolă, că nu mai pot. S-a făcut zi, dar mi-e somn. Bă, am mâncat la fel de mult. Mă, eu mă pun la culcare. Noapte bună. Tu nu te culci? Nu. Ai, că nu am dormit o noapte întreagă, că am stat pe la Gogu și chestii de-astea. Stai, mă, dorm tu, că vin și eu imediat. Bine, mă duc să mă mai plin puțin. Unde e Bogdan? Mă, n-a venit? N-avem ușă la baie. What is this? Haide să mergem totuși că nu ne soc. Ce fă, bă? Tu ai dormit aici? Da. Hai să mergem, mă. Bă, nu știu ce, dar l-am vizitat pe vecinul, cred. De ce? Că auzeam ceva, nu știu. M-am vizitat pe mine când am evadat de la vecinul din casă. Băi, unde e plecat, la baie. Mă, tu nu te-ai plictisit să stăm într-un apartament cu chiria, n-avem nimica ce să facem aici. Acolo ai văzut ce puteam să facem, puteam să mergem la vecini și chestii de-astea. Vrei să ne întoarcem, că pur și simplu nu mai pot aici. Bă, da, am plătit destul de mulți bani. Să stăm mai mult. Păi aici stăm cu chiria, frate. Am plătit, cât am plătit acum? 100 de lei ca să putem să stăm. Și oricum, nu vezi și tu, o să aud vecinii, n-auzi vecinii. Uite și tu, aici stau numai de aia cu, are au copii mici, uite, s-au de sus. Hai, Bogdane, vrei să plecăm? Să mai stăm aici. E coborât ca să plecăm? Da. Deci ne întoarcem la acolo, în cartierul ăla? Da. Bine. Aici? Nu, pe aici e parcarea. Cine conduce, tu sau eu? Cine vrei? Nu știu, sunt cam obosit. Și tu ești obosit, nu? Mamă, păi de-abia m-am trezit. Noi să mai stăm o noapte aici, să ne mai odihnim, ca să fim mai în formă mâine, să n-adormim pe drum. Eu dorm în mașină. Bă, nu dormim în mașină, cum ai nebunit? Cum să dorm în mașină? Vino, mă, că cine știe? Ai văzut că e o groapă acolo? Da, și? Acolo să lucrează, mă, că s-au auzit muncitorii. Da, să mergem aici. Bă, am găsit un loc aici, am găsit pat. Unde, e pat aici. Ce chest? Ce chest? Nimic. Mhm. Ai patul meu, mă! Noapte bună. Îți explic mâine care e faza cu pat. Vrei să... Acum hai să-ți explic care e faza cu patul ăsta. Am fost beat. Am fost la barul lui Gogu. Da. Am stat acolo până la 1 dimineața. Pardon, am stat... De fapt, da, până la... Ba nu, până la 2 jumate. Și hai să mai explic, deci am stat până la 2 jumate acolo. Da. Și s-a închis așa la ăsta, la hotel, acolo unde stăteam eu. Și mi-am făcut aici pat. Haide, conduc. Bă, stai că am deschis ușa. Ok, hai că am ajuns. Dar am ajuns pe seară. Uite, luna acolo. Vreau să văd ceva. Ce? Bine, am pot. Ar fi o nebunie să n-ai pat. Bine, nu mai poate să-i mânca să nu. Să mă asigur și la ușa de spate.
mă culc, nu prea somn, nu mai pot să mai fac ceva astăzi. Zi frumoasă. Denis. Ce? Deja ai ajuns la vecin. Păi îl inspectez, dar nu cred că, dar nu el te-a lovit, că uite, are, el are mașina, nici măcar nu, nu o mișcă. Deci mă duc la toți vecinii. Bă, dar Dorelie, tu nu vezi? Păi la fel de stricată ca și ieri. Pardon, alaltă ieri. Săptămâna trecută. Bă, văd că Andrei a ajuns. Andrei... Bă, ce Andrei visezi, mă? Că Andrei n-are mașină de asta. Cum mai? Andrei are o are un Dacia Logan, da. Dar nu, dar are Dacia Logan de la, cum să zic, dubiță de aia Logan. Ah, MCV. Mhm. Ok. Asta cred că mașina proprietarului casei în care se mută Andrei. Bă, dar nu știu în care casă se mută, dar știu că se mută. Eu am doar un Mercedes.